Aici trebuia să intre genericul de dublu sau nimic, dar nu l-am pregătit, nu nimic, îl pun acum. Uite-l. Să știți că am vorbit foarte mult cu Luca despre prima întrebare și de asta. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Și jucăm dublu sau nimic. Concursul de astăzi se lasă cu 2400 de euro, dar și foarte important, cu un curcan de 15 kg oferit de Peneș, curcan românesc de calitate. Hai să vedem cu cine jucăm dublu sau nimic. Din Timișoara este Dana. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună, pe Dana! Bine. Bună! Ce faci, Dana? Uitați, am ieșit afară ca să stau de vorbă cu voi. Ești pe energie? Afară de unde? Când, da. Clar, când m-a sunat colegul vostru, eram la sală. Nu, tocmai mă certam cu instructorul. Dacă nu mă certam cu el, nu vedeam telefonul. Așa că sunt foarte energică. De ce te certai cu instructorul? Că mi-a dat ceva greu de aia. Pe ce aparat era în momentul ăla? Nu-ți permit să-mi dai 20 de flotări. Eram pe coardă. Mamă, n-am mai sărit coardă. Și câte sărituri trebuie să faci? Un minut jumate. Un minut jumate. Păi așa, un minut jumate pot și eu. Cad pe stradă. Două sărituri și gata. A trecut un minut. Și altfel, Dana, cu ce te ocupi când nu s-ar coarda? Când nu s-ar coarda, sunt, lucrez la o reprezentantă auto în Timișoara. Aha. Excelent. Ce frumos. Și acum zici că ai plecat din sală, te-au enervat aia și ești afară singură. Am plecat de la sală, am ajuns la serviciu, bineînțeles. Okay. I-am plecat și de lângă colegi să nu fiu perturbat. Am înțeles. Hai că e simplu, fii atentă, e foarte mișto concursul de azi. Aoleu. E mișto și sunt o grămadă de bani și trebuie să te concentrezi, știi toate răspunsurile. Te-ai întâlnit cu situațiile astea de nenumărate ori în viață. Le știi pe toate. Sper. Da, serios. Da. Sper. Și pe lângă bani e și un curcan, să știi. Plus asta. Gătești? Gătesc, of course. Bine, hai să începem. Multă baftă, mult succes. Mulțumesc. Tot ce știi, transformă în mii. Peneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptarea. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Peneș Curcanul la Europa FM. 300 de euro. Mă privește fix. Ce și iată, Dana, prima situație cu care te-ai întâlnit în viață. Da, de nenumărate ori. A văzut și la televizor. Corect. Și la cinema. Asta și... chiar e o situație cu care s-a întâlnit. Următoarea situație, aș fi curios de... În fine, Dana. Dana, alo. Aici sunt, Dana. Așa, ai 300 de euro. Dacă ți-amintești, cine a cules, completat și publicat basmul Albă ca zăpada și cei 7 pitici în forma pe care o cunoaștem noi? Nu știu. Hai, mă, zi ceva. Hans Christian Andersen, nu știu. Uite-mă că l-a zis pe Andersen. Dar nu Andersen, mă. Dacă, de câte ori te-ai întâlnit cu situația Albă ca zăpada? Deci e atentă, Dana. Noi vorbeam aici în studio și băieții au zis că asta e o întrebare grea. Da. Și eu zic, da, tată, dacă te întreabă cineva de un basm, ai două variante la care te gândești. Petre Ispirescu și Ion Creangă. Petre Ispirescu, Creangă n-are treabă cu basmul. Nu, Ispirescu. Petre Ispirescu, pe autentic românesc. Și frații... Grim. Și George zice... Da, mai e și Hans Christian Andersen. Zic, da, mă, ok, Andersen are și el trei povești mai populare. Dar frații Grim au scris, au publicat și... cules și completat o grămadă de povești. Povestiri horror în care sunt prezentate drept basme pentru copii. Da, mă, Iacob și Wilhelm aveau particularitatea asta. Eu i-am zis lui Luca, mă, îți întreabă, cum îi cheamă pe frații care nu știu ce? Și Luca și a zis, ce frați putea să era mură în gură asta. Ce, că n-ai... adică dacă mai erau niște frați măcar povestitori, basmagii, mai mergea, da, așa... Dana, îmi pare rău că te-am luat de la sală. Nu e, mă, că ajuns la serviciu, n-ai auzit. Am ajuns la serviciu, deci ok, sunt unde trebuie să fiu. Mulțumesc. Să rămână asta, a vânzare bună. Numai bine, Dana, ne mai auzim. Cum mai merge vânzarea de mașini? Mai e? Da. Cum mai e? Merge bine, că m-aud colegii. Da, vezi, stocuri sunt, adică dacă vrem să luăm o mașină, mai găsim ceva? O mașină, două. Sau durează un an, doi? Și sunt și durează. Și nu sunt. Am înțeles. Dar electricele se mai vând acum? Da. Aha. Ok, bine, gata. Se vând.
Urmează alea pe apă. Că celor încărcăm. Da, asta mă întreb și eu. Poate au un dinam pedală. Bine, mulțumim tare mult. Să știți că dăm curcanul astăzi. N-am dat banii. Însă, dacă ați ascultat Dublul sau Nimic, cel mai deștept concurs radio care va aduce garantat un premiu cu greutate, știți bine că astăzi s-a dat un curcan de 15 kg de la Peneș, curcan românesc de calitate. Verificați originea pe etichetă, alegeți Peneș, alegeți Europa FM. Dublu sau nimic, cel mai deștept concurs radio, revine mâine în deșteptarea la Europa FM.